Hai să începem. Dungă, 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 dungă. Indicator. Ce-mi place, ce nu-mi place la un drum de Anglia, România și retur cu mașina? Cât timp ai? Salutare privitori și ascultători, bine v-am găsit pe canalul Escu Show. Eu sunt Escu, vă salut de aici, din sud-vestul Angliei, unde locuiesc de mai bine de 13 ani. Mulțumesc tuturor celor care dau like-uri, comentează, îmi trimit mesaje de încurajare și, bineînțeles, distribuie platforma asta atât pe pagina personală de Facebook, cât și pe alte grupuri de români din care fac parte. Mulțumim frumos, mulțumim frumos! În continuare, vă rog să apăsați și butonul ăla de abonare, pentru că vrem să creștem canalul ăsta, să-l facem așa cu 85 de milioane de abonați. Măcar, până la prânz. Inițial am vrut să fac materialul ăsta cu ce-mi place, ce nu-mi place la un drum de Anglia, România și retur cu mașina, dintr-o singură bucată, ca să fie așa, mai omogen. Dar am găsit atâtea puncte de discuție și am vrut să le abordez pe fiecare în parte într-un mod cât mai complex, ca să nu trebuiască să mă reîntorc la respectivul subiect, și am zis, băi, ce rost are să-l aglomerez. Astăzi fac ce nu-mi place, iar săptămâna viitoare ce îmi place, și o să trageți voi concluziile la urmă și de ce metoda asta de a merge cu mașina în România este în continuare metoda mea preferată. O să vedem. Eu locuiesc în Anglia de mai bine de 13 ani, în sud-vestul Angliei, ca să fiu mai precis, în comitatul Devon. Asta înseamnă că dacă vreau să ajung la Londra sau la Dover, am de condus vreo 4 ore, 5 ore, ceva de genul ăsta. Deci trebuie să traversez și Anglia. În fine, nu asta mă califică pentru a discuta de ce îmi place și ce nu îmi place la drumul de Anglia-România și retur cu mașina, ci faptul că l-am condus de unul singur de 12 ori. Da, singura excepție a fost prin 2013, când soția mea a condus de la Aachen în Germania până aproape de Bruxelles, deci un maxim 3 ore. În rest, tot ce am văzut a fost dungă, 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 dungă. Da, cam asta-i. Acestea fiind spuse, încă o dată mi-am arătat diploma de calificare în subiectul ăsta. Hai să vă spun ce nu-mi place la drumul ăsta de Anglia, România și retur cu mașina. În primul loc, acolo, cap de listă, este stresul de dinaintea plecării. Păi, frate, în fiecare an este exact aceeași poveste. Aoleu, ce avem de făcut? Vai, ce trebuie să facem acasă? Pe cine trebuie să vizităm? Ce trebuie să cumpărăm de aici? Să ne aducem aminte să nu lăsăm cumva gazul deschis? Sau, ce știu eu, ușa? Sau vreun copil? Where's Kevin? Da, se poate întâmpla. Orice se poate întâmpla. De aceea, ca să prevenim supărarea, dezamăgirea și excesul de stres, facem liste. Noi suntem prietenii listelor. Efectiv, punem acolo pe lista aia fiecare chestie în parte. Încuie ușa, verifică geamurile, închide apa, verifică robinetul, închide nu știu ce, deschide nu știu cum. Fiecare lucru trebuiește luat și pus pe listuța aia, astfel încât să nu te trezești la jumătatea drumului că stai să vezi că am uitat cățelul închis în debaraz sau mai știu eu. S-au întâmplat tot felul de lucruri, de exemplu, odată am uitat să încui ușa de la casă și a trebuit să mă întorc de la vreo 20-30 de kilometri pentru că nu eram sigur. De asta m-am întors. Ei, o închisese nevastă mea, dar nici ea nu-și mai adusese aminte de stresul ăla și de nebunia aia, din toată febra aia plecării. Da, în fine, s-a întâmplat, dar nu-mi place. Iar când știi câți kilometri te așteaptă, câtă distanță și cât timp vei fi pe drum, ultima chestie de care ai nevoie este un stres în plus. Sau mai mult stres decât ți-l poate crea faptul că vei fi în trafic, efectiv, pentru 2 zile. Și asta mă duce direct la subiectul cu numărul 2, sau mă rog, a doua chestie care nu-mi place la drumul ăsta de Anglia-România și retur cu mașina, este distanța și timpul. Păi, din poartă în poartă, adică de acasă de aici din Anglia și până acasă în România, în județul Neamț, la poalele muntelui Ceahlău, unde locuiesc, avem 2700 și vreo 20 de kilometri. Băi, mult și de spus, așa, parcă ți se împleticește limba, dar aminte să-i mai și conduci. Nu ai încotro, pentru că distanța asta este, nu se schimbă, indiferent ce faci, cum faci,
Na. Iar ca timp ca să conduci toată distanța asta, timp în mașină efectiv, undeva la 36-38 de ore. Și acum să nu confundăm timpul petrecut efectiv la volan sau în mașină cu timpul total petrecut pe drum, care este mai mare, de vreo 46-48 de ore, pentru că la un moment dat te prinde noaptea pe drum și trebuie să stai să noptezi undeva pe la un hotel, pe la un B&B sau, mă rog, intri pe Booking, intri pe Google, că acum ai ușor, niciun fel de problemă. Dar se adaugă timp în plus la călătorie, că asta e. Ei, și dacă tot am pomenit de stat peste noapte la hotel, hai să trec direct la punctul cu numărul 3 și anume cheltuielile suplimentare. Când este vorba de un drum de anvergura asta dintre Anglia și România și retur, vrei nu vrei te prinde noaptea pe drum și la un moment dat trebuie să stai și tu undeva să te odihnești, nu? Bine, poți să dormi în mașină dacă ești de unul singur, să zic, și vrei să moții 2-3 ore, te grăbești, musai să ajungi acasă, că, în fine, timpul e scurt. Este posibil și chestia asta, deși eu personal nu aș recomanda-o nici măcar dacă mergi de unul singur. Dar în momentul în care ești pe drum cu familii, cu copii, cu bagaj, căței, purcei și așa mai departe, volens, nolens, trebuie să oprești la un hotel. Iar asta este o cheltuială suplimentară. Bine, poți să o amortizezi sau poți să amortizezi din cheltuiala aia cu un pic de planificare. Intri pe Booking din timp, vezi și tu care sunt prețurile și așa mai departe. Dar este o cheltuială. O altă cheltuială pe care o ai în plus, venind din Anglia, este obligatoriu feribotul, biletul dus-întors, pe care, indiferent când l-ai cumpăra, tot costă niște bani, adică vorbim de vreo 120-130 de pounds pe un dus-întors. Dacă ai mașină mai mare sau dacă tragi o rulotă sau, eu știu, ai ceva, vreun trailer, vreo platformă după tine, te costă mai mult și așa mai departe. Deci interesați-vă din timp. În cazul în care este nevoie de alea 2 ore pe care le salvezi la Eurotunel și nu te deranjează să plătești în plus, te sui pe tren. Dar, na, fiecare acum după posibilitățile lui și după felul în care vrea să-și organizeze cheltuielile și să-și planifice călătoria asta. Și câtă planificare, nenicule, planificare multă, pentru că este un drum periculos, ceea ce mă aduce la punctul cu numărul 4, ce nu-mi place la o călătorie de Anglia, România și retur cu mașina. Este un drum cu foarte multă oboseală, bineînțeles, pentru că petreci atâta timp în mașină, atâta timp în trafic, bineînțeles, banala oboseală amestecată cu monotonia condusului pe autostradă și la viteze mari poate duce la țipirea la volan, iar asta este foarte periculos, deși pare o chestie așa care e amuzantă că ai ațipit la volan pentru câteva sutimi sau zecimi de secundă. Chestia asta, o greșeală cât de mică la viteza respectivă, vă spuneam, se poate transforma foarte repede într-o tragedie. Iar un accident pe autostradă de obicei nu este un accident ușor. De aceea trebuie avută foarte multă grijă, sunt foarte multe pericole. Avem multe mașini dintre astea din marfă, tiruri care se depășesc unele pe altele și pe de o parte înțeleg și pe ei că sunt la tahograf, sunt la program și trebuie să ajungă la depozit și așa mai departe. Pe de altă parte sunt tot felul de teribiliști dintre ăștia care fix când ieși tu pe autostradă se gândesc ei să vadă cât prinde bolidul lor viteză maximă la oră. Și așa mai departe, prin autogriluri, prin benzinării, sunt tot felul de personaje dintre astea, tot felul de caractere dintre astea indezirabile, care nu fac altceva decât să caute să facă un ban necinstit, nemuncit. Și așa mai departe. Bine, situația acum este mult îmbunătățită față de acum 12 ani, când am plecat prima dată la drum, când m-am înhămat eu la călătoria asta. Dar, na, pericolul încă există, potențialul de a se întâmpla ceva încă este acolo. De aceea trebuie să fii întotdeauna prezent, alert, odihnit și focusat sau, mă rog, orientat spre ce se întâmplă în fața ta și în jurul tău. Ei, iar dacă vine vorba să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău, în jurul tău sunt copii, bagaje, pungi, plase și de toate. Iar asta mă duce cu gândul la următoarea chestie de care vreau să vă spun și care nu-mi place la o călătorie de asta între Anglia, România și retur cu mașina, e excesul de bagaje. Nu știu cum se face, nu știu alții cum sunt,
Dar eu când mă gândesc de fiecare dată când plecăm acasă, reușim să umplem fiecare centimetru și milimetru pătrat și cub din mașina aia. Indiferent cât este de mare mașina, nu contează. Cred că dacă aș lua un megatruck dintre ăla, cred că dacă aș lua un tir dintre ăla de 44 de tone, aș reuși să-l umplu. Cumva, s-ar mai găsi ceva. Stai să o luăm și pe asta, că și asta poate trebuie. Poate să joacă și cu jucăria aia. Nu știi niciodată, eh. Băi, mi s-a întâmplat să fac drumul ăsta de unul singur. De două ori, din astea 12 pe care le-am făcut deja, am mers de unul singur în mașină. Și așa, nu știu cum dracu am reușit, să-mi pun numai plasii, plăsuțe și bagaje, inclusiv pe banchetă, pe jos, peste tot. Țin minte că am tras la o parcare la un moment dat, eram obosit, prin Germania, prin Austria, nu mai știu pe unde, și zic, hai să moțe și eu acolo să-mi odihnesc ochii. Când îmi dau scaunul pe spate, aud, poc, tros, când mă uit, pungi, bagaje. Păi, dar singură mașină. Ori bagajul e plin, peste tot e plin. Ce dracu caut eu cu atâtea, frate? Nu scoletărie, nu am luat bagaje de la nimeni, nu am făcut niciun favor, vai de mine acum, eu știu, să iau nu știu câte bagaje de la prieteni sau de la amici. Dar întotdeauna este full. Nu știu, avem un talent. Da, suntem talentați, ce să mai... Niște talente născute. Este un drum cât se poate de lung, cât se poate de obositor, de stresant, dar cumva în fiecare an, după multă planificare, răbdare și sârguință, ajungem cu bine, ne vizităm rudele, prietenii, părinții, cei dragi și așa mai departe. Toți vor să ne vadă, noi vrem să-i vedem pe toți, vrem să facem cât mai multe chestii, avem o grămadă de umblătură. Din păcate, nu-mi place faptul ăsta că nu pot să-i vizitez pe toți, nu pot să-i vezi, să-i mulțumești și să petreci timp cu toți cu care ai vrea. De multe ori mergi acasă gândindu-te că poate ai să-ți rezolvi nu știu ce școală de șoferi sau, eu știu, un act, o vânzare-cumpărare, o problemă, un contract, etc. Fiecare cu ale lui. Și nu reușești pentru că timpul e întotdeauna foarte scurt. Concediu, uite așa, a fugit, a plecat, a trecut, nu știi când au trecut cele 2 sau 3 săptămâni și deja trebuie să te întorci. Asta e o chestie care nu are cum să-ți placă. Știi că ai de cheltuit atâta mari de bani, în afară de faptul că ai 5-6 plinuri de motorină care costă 60-70 de pounds bucata, în afară de faptul că mai cheltui 120-130 pe feribot, mai dai 100-100 și ceva la hotel, mai ai de plătit viniet, rovinet și alte taxe stradale pe unde mai ai. Și când ajungi acasă și vezi că ți-ai propus 10 chestii și poți numai 8, dar asta este viața, nu-i doar pentru mine așa sau pentru noi așa, cred că așa se întâmplă pentru toți, nu? Lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi cum e pentru voi, poate voi aveți alte experiențe mai plăcute sau mai neplăcute, poate învăț și eu ceva. Ok, ultima chestie care nu-mi place și am terminat, și anume aspectul ecologic, sau mai bine zis, faptul că nu este ecologic. Indiferent cum o planifici și indiferent cât ești de atent, tot poluezi. Da, eu nu am o mașină care poluează foarte mult și n-am avut niciodată mașini foarte vechi sau dintre astea fumigene. Nu-mi permit să cumpăr mașini foarte vechi sau care nu sunt în stare bună sau foarte bună tehnică, pentru că na, îmi pun copiii acolo, vă dați seama, trebuie să mă gândesc și la aspectul ăsta. Dar indiferent cât sunt de moderne sau de ecologice, acele mașini poluează. Mi-aș dori să mă pot urca într-un tren electric de aici, de aproape de unde stau și să ajung până în România cu, eu știu, zero amprentă carbonică. Sau să-mi permit o Tesla sau ce știu eu, ce altă metodă dintre asta de zbor cu avion, cu motor, cu hidrogen sau, mă rog. Dar deocamdată cam astea sunt posibilitățile. Nu-mi place, dar este un factor care e prezent și nu știu. Nu știu, acum pentru voi, cum o fi? Ați întâlnit alte situații? Sunt alte chestii care nu vă plac și pe care le-am uitat eu? Astea sunt experiențele mele. Astea le-am trăit eu, astea le-am observat eu și chestiile astea mă deranjează cel mai mult. Sunt și alte lucruri mai mici care nu-mi plac, gen trebuie să mănânci prin parcare, trebuie să mergi la toalete care nu sunt tocmai curate, mai ai...
Dragilor, cam asta a fost tot pentru astăzi, la ce îmi place, ce nu-mi place. Astăzi cu ce nu-mi place la drumul de Anglia-România și retur cu mașina. Săptămâna viitoare o să fie ce îmi place și, după cum vă spuneam și la începutul acestui videoclip, veți trage voi singuri concluziile și veți vedea de ce este în continuare metoda mea preferată de a merge în concediu în țară. Asta a fost tot pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, în continuare dacă vă place ce vedeți, mai intrați pe canal și vedeți în secțiunea videoclipuri ce am mai făcut, ce am mai realizat, cu ce șotii m-am mai ocupat. Eu sunt Escu, v-am pupat, o săptămână frumoasă, pa, pa!